În Italia există numeroase grupări de infractorii renumite pentru furtul din bancomate. Recent, doi români au băgat spaimă în italieni prin metoda genantă și absolut scârboasă, folosită pentru a sustrage bani din ATM. Conform mesajul.ro, aceștia furau bani din bancomate după o metodă dezgustătoare și nemai auzită. Mai exact, scuipau pe display când cineva scotea bagnotele din ATM, iar când clientul făcea un pas în spate, dezgustat fiind, bărbații furau banii și dispăreau. Victimele erau persoane în vârstă cel mai ușor de păcălit sau jefuit. În cazul în care persoanele vizate ripostau, răufăcătorii nu se lăsau până nu puneau mâna pe pradă. Concret, zeci de bătrâni italieni au fost de doi români experți în furtul din bancomate. Lama este cea mai nouă strategie infracțională, așa cum o numesc anchetatorii locali. În momentul în care oamenii veneau la bancomat ca să scoată o anumită sumă de bani, răufăcătorii începeau să-i pe precum o lamă. Zecii de bătrâni italieni au fost jefuiți de doi români prin metoda Lama. Nu este vorba de vreo invenție științifică, ci de o strategie infracțională. De fapt, metoda a primit numele din partea anchetatorilor. Vă spun imediat și de ce pentru modul în care acționau cei doi inițiali și alegeau victimele. Este vorba despre bătrâni în general care veneau la bancomat să ridice banii. Aceștia de obicei aveau mâinile ocupate pe de o parte cu dezinfectantul pe care îl folosim după ce atingem tastele bancomatului, apoi cu cealaltă mână acopereau codul PIN pentru a nu fi văzut. Când banii ieșeau din bancomat, unul dintre cei doi se apropia de bătrâni și începea să scuipe precum o lamă ecranul bancomatului, dar și pe bătrâni. Șocați și degustați de gestul neașteptat al bărbatului, se un înapoi și se speriau. Atunci intervenea femeia care venea să ia banii din fața bancomatului. Dacă bătrânul încerca să își salveze banii sau să intervină pentru a se apăra, atunci bărbatul continua să-l scui pe ca o lamă pentru a-l îndepărta. Și doi români au fost prinși, a precizat în atibadea corespondentă Antena 3, relatează mesajul .ro.